Bun regăsit, dragi prieteni! Suntem împreună la Adevărul și Perspective și vom încerca și în această ocazie să înțelegem mult mai bine Scriptura. Este o carte extrem de valoroasă, conține învățături extraordinare pentru noi toți și cred că dacă astăzi putem vorbi de o schimbare, această schimbare ar trebui să pornească de la Scriptură, de la Biblie, pentru că ea ne propune o concepție despre lume și viață. Și tocmai despre această concepție despre lume și viață vrem noi în această seară să vorbim. Subiectul din această ocazie are legătură cu modul în care noi astăzi suntem atrași spre Hristos, suntem atrași spre Dumnezeu. Vorbim despre o lume secularizată, vorbim despre o lume independentă, vorbim despre o lume ruptă de divinitate și cu toate acestea, în ocazia aceasta, aș vrea să vorbim despre această idee simplă, profundă, biblică, însă o idee care are nevoie să fie analizată mult mai bine și anume, care sunt modalitățile prin care noi astăzi, pe nevăzute, suntem atrași spre Dumnezeu. Care sunt modalitățile în care gândul veșniciei pe care noi îl găsim la Solomon lucrează astăzi în mintea și în inima noastră? Suntem cu totul rupți de Dumnezeu? Mai are harul lui Dumnezeu vreun efect asupra noastră? Rămâne ca în această seară să vorbim despre acest subiect frumos, înălțător. Rămâne în această seară să vorbim despre cum noi suntem atrași spre Dumnezeu fără ca măcar să conștientizăm. Rămâne să aflăm care sunt aceste modalități. Invitatul nostru din această seară este pastorul Doru Paraștineț. Doru, bun regăsit, bun revenit și mă bucur că suntem din nou împreună și avem, ca de fiecare dată, Scriptura alături de noi. Bucuria e de partea mea să ne revedem. Doru, vreau să te întreb, dar în același timp vreau să intrăm în emisiunea noastră din această seară de la descrierea naturii umane pe care o găsim în Roman capitolul 1, modul în care Apostolul Pavel vede omenirea, vede societatea, vede starea omului și atunci, dar putem aplica descrierea lui și la ceea ce reprezintă și este omul la momentul prezent. Ce crezi când vorbim despre om astăzi? Cât de depravată vezi starea lui spirituală? Crezi că există posibilitatea ca omul să mai fie receptiv față de Dumnezeu? Dacă ar fi să ne raportăm la ceea ce vedem astăzi în lumea noastră, dacă este să vorbim de lupta împotriva existenței și mă refer la avort, dacă este să vorbim despre modul în care sexualitatea se înțelege astăzi, dacă este să vorbim despre familie care este sub un atac constant, dacă este să vorbim de biserică, cum vezi, cât de receptivă crezi că mai este ființa umană în raport cu Dumnezeu când ea, din punctul de vedere al Scripturii, practic nu mai are nicio șansă de a se ridica la un nivel de receptivitate morală? Până la urmă, bunul Dumnezeu nu va trece peste acel dar ce l-a așezat în fiecare ființă umană de a-și exercita alegerea. Dacă eu voi alege să merg în jos, prin decizia mea, voi ajunge acolo, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-și face lucrarea. A încerca o explicație cu privire la Dumnezeu, datorită alegerilor făcute de mine ca om, care mă duc în jos și departe, practic mă înstrăinez de Dumnezeu, ar fi o greșeală și ar fi necinstit, pentru că Dumnezeu în toate împrejurările istoriei a fost întotdeauna aproape din punct de vedere al descoperirii de ființa umană. Hai să ne gândim doar la un aspect simplu al Scripturii. Avem
momentul descris în cer prin profeții. Avem în Apocalipsa, Isaia, Ezechiel, profețiile care ne descriu puțin bătălia care a avut loc în cer. Într-un cadru atât de perfect cum este cerul, în inima lui Lucifer apare un gând care este împotriva planului divin. Da? N-a fost Dumnezeu acolo? Dumnezeu nu s-a descoperit oare acolo lui Lucifer? Ba da. Era acolo Dumnezeu. Nu cred că există un loc în universul acesta unde Lucifer ar putut fi apela și locul acela să fie locul absolut al descoperirii lui Dumnezeu. Era în cer cu Dumnezeu. Nu este ceva mai sus de Dumnezeu din punctul ăsta de vedere. Și totuși, Lucifer are sau face o alegere. Alegerea asta de a întoarce spatele la Dumnezeu. Da? Această depravare vine întotdeauna printr-o decizie umană sau printr-o decizie a ființei umane. Deci Dumnezeu nu poate fi blamat. Aș vrea să punctez asta, pentru că mulți ar putea să spună că a fost ori o predestinație, ori că Dumnezeu cumva a lăsat ca, sau ar fi făcut ca răul să funcționeze. Nu, Dumnezeu n-a intervenit, n-a fabricat, Dumnezeu n-a zis să fie răul. Toate decurg din dorința umană sau din alegerea umană. Iar când vorbim de depravare, vorbim de oameni care ieșeau o direcție în viață. În niciun caz nu putem acuza pe Dumnezeu de treaba asta. Iar dacă eu în depravarea mea îmi pierd ochii, nu pot acuza pe Dumnezeu că nu mi s-a descoperit. Dar aici, Doru, partea spinoasă a dialogului, cel puțin pe segmentul ăsta pe care noi suntem acum, partea spinoasă este următoarea, și anume, Dumnezeu nu poate fi blamat, ok, în regulă, am înțeles, vina aparține omului și alegerilor pe care el le face, și acum vine partea delicată. Există posibilitatea ca prin alegerile repetate, proaste, dăunătoare, sinelui, omul la un moment dat să nu mai aibă pic de receptivitate, de sensibilitate în raport și față de harul lui Dumnezeu? Da, categoric da. Există posibilitatea. Adică există... De ce mă interesează aspectul ăsta? Aș vrea să știu de unde plecăm. Pentru că subiectul are legătură cu modul în care Dumnezeu lucrează cu noi, pentru noi, în interiorul nostru, ne atrage spre El, iar noi s-ar putea să nu conștientizăm. Eu nu merg spre ideea asta într-o primă parte a discuției, ci merg spre cealaltă idee. Iar cealaltă idee sună în felul următor. Există posibilitatea ca în lumea de astăzi, a secolului nostru, să fie atât de împietrită încât Dumnezeu să nu mai aibă cu ce să lucreze? Există. Și nu o spunem noi, o spune Evanghelia. Vreau să fiu pe limbajul cât se poate de simplu oamenilor care merg la biserică sau citesc Scriptura. Iisus Hristos vorbește de păcatul împotriva Duhului Sfânt. Uh-huh. Păcatul acesta împotriva Duhului Sfânt este practic un blocaj total, absolut, între om și Dumnezeu, când tot ce face Dumnezeu prin influența Duhului Sfânt nu mai ajunge la destinatar, care în cazul nostru este subiectul păcătos, omul. Deci omul nu mai percepe. Da? Bine, putem să înțelegem metafora Bibliei, Isaia 59 cu versetul 2. Păcatele voastre pun un zid de despărțire. Nu spune păcatul, ci păcatele voastre, adică te complaci într-o multitudine, într-o cantitate de rău, o cantitate care te împinge să tot zidezi, să tot ridici mai sus zidul care te desparte de Dumnezeu. Deci există posibilitatea aceasta. Mai există și vorba Mântuitorului în Scriptură printr-o pildă cu un judecător nedrept. Concluzia lui este foarte interesantă. Când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi el credință? Lăsând de înțeles că atât de departe ajunge omul încât se va desparte de, sau va despărți de influența lui Dumnezeu sau de lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. Deci, dacă vrem să limpezim lucrurile pentru cei care ne ascultă, Biblia este categorică. Omul se poate trezi la un moment dat că este rupt de influența lui Dumnezeu. Se poate trezi. În condițiile astea, mijloacele prin care Dumnezeu lucrează cu noi ar mai putea conta? Da. Mai au vreo
relevanță pentru noi astăzi? Da, contează. Hai să dăm un exemplu biblic, că probabil oamenii sunt mai apropiați. Păi și Biblia deschisă, cred că e la Roman. E la Roman, capitolul 1, vreau să citesc după aceea telespectatorilor, dar vreau mai întâi să dau un exemplu. Cazul Lot. Pentru că s-ar putea găsi o comparație între cazul acela și Roman, capitolul 1. În cazul Lot, intenția lui Dumnezeu de a aduce eliberarea, salvarea este evidentă, pentru că îl caută pe Lot și spune ce mai ai în cetate, scoate. Adică face apel la cei care încă mai au credit, mai deschid antenele minții spre influența lui Dumnezeu. Știm că până la urmă din cetatea lui Lot, din Sodoma, Gomora, nu vor ieși decât puțin, 4 inși, da? Lot, soția și 2 sau 2 fete, dacă nu mă înșel. Ei bine, soția pe drum și ea piere pentru că se uită înapoi, se face un stâlp de sare. Și pe vremea aceea, veche, oamenii au fost blocați în raport cu Dumnezeu. Și atunci păcatul i-a îndepărtat de Dumnezeu și au ajuns în starea pe care o găsim și în Roman, capitolul 1. Cu toate acestea, trimisul lui Dumnezeu s-a dus în cetate și au avut posibilitatea, când a intrat în cetate, oamenii care au venit în jurul cetății, au avut posibilitatea să se întoarcă la locul lor și să se trezească, dar n-au făcut-o. Erau deja blocați. Până și din familia lui Lot unii au rămas acolo blocați, deja au respins influența și ceasul cercetării lui Dumnezeu. Dar de ce toată treaba asta? Și de-aia am vrut să citesc pasajul. Spune așa, Roman capitolul 1, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe, atenție, adevărul în nelegiuirea lor. Unde e adevărul? E la ei. Doar că e sufocat. Bravo. Asta spune Apostolul Pavel. Nu poate să zică omul că eu n-am știut de adevăr sau la mine n-a ajuns. Ideea aceasta că eu n-am avut posibilitatea să cunosc pe Dumnezeu este falsă. Domnul Hristos a punctat foarte clar și în Matei, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie. Nu există în planul lui Dumnezeu un om care să nu aibă acces la adevăr, la adevăr pe care să-l cunoască. Din păcate, spune Apostolul Pavel, când adevărul vine în mâna omului, omul, în loc să-l prețuiască, foarte sugestivă metafora, înnăbușe adevărul, adică îl acoperă, îl termină, practic îl sugrumă. Sufocându-l, normal că adevărul nu mai are efect. Doru, putem vorbi de cel puțin 5 factori prin care Dumnezeu astăzi lucrează cu noi. Iar până la momentul ăsta, noi am punctat 2 idei. Prima idee este că omul are posibilitatea și chiar cunoaște adevărul, însă rămâne de văzut ce face el cu acel adevăr. Și a doua idee este că lumea poate înainta atât de mult în degradarea asta morală, încât la un moment dat, sensibilitatea față de lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face să scadă atât de mult. Dar acea categorie niciodată nu va putea spune, aplic prima idee, că nu a cunoscut adevărul. Aș putea citi aici încă trei versete, cei care ne urmăresc să poată să înțeleagă despre ce vorbim. Spune așa Apostolul Pavel. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei. Nu spune mai întâi în afară, ci spune că în tine este descoperit lucrul acesta, da? Și pe aia zice mai departe versetul, le-a fost arătat de Dumnezeu. Și apoi spune, în adevăr, însușirile nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când, și aici este cheia, te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Deci trebuie, cu alte cuvinte, să te uiți unde trebuie. Da, dar nu oricum. Și nu oricum. Nu oricum. Aici este, să zic, călcâiul lui Ahile. Pentru că foarte multe discuții sunt despre cât de vizibil este Dumnezeu într-o societate super tehnologizată.
Dumnezeu este vizibil. Spune că este mai întâi în noi și după aceea în lucrurile făcute de El. Fii atent aici la fraza asta. Lucrurile făcute de El. Nu de noi. Bravo. Aici este un artificiu foarte frumos. E o nuanță, dar care face diferența. Pentru că... lucrurile făcute de tine te atrag pe tine. Exact. Consumă de fapt ceea ce ți-a dat Dumnezeu, pentru că El a creat și tu consumi ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Consumă atenția, consumă energia, sănătatea, timpul, puterea, toate vin de la Dumnezeu. Dar tu în ce le consumi? Exact în lucrurile create de tine. De ce? Pentru că suntem într-o societate în care răul este mascat sub intenții bune. Dar că departe de Dumnezeu, toate intențiile bune pe termen lung devin ucigătoare. Dau un exemplu simplu. Ai luat un telefon, dar dacă telefonul acela, prin ceturile sau ce le folosim noi... Să nu zici mărci de telefon. Nu, nu. Prin telefonul respectiv, da? Tu îți consumi timpul, îți consumi energia, stai doar pe el, te complaci într-un limbaj care poate nu te reprezintă, da? Lucruri făcute de om, da? Prin darurile lui Dumnezeu, rațiune, cunoaștere, așa mai departe, dar făcut de om, da? Cu siguranță că vei pierde din vedere prezența lui Dumnezeu. Am vrut să fac această comparație că e la îndemâna fiecăruia. Da, ca să vezi mâna lui Dumnezeu, textul spune foarte evident, adică extrem de bine, se văd lămurii de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Între lucrurile făcute de El intră omul și intră natura. Retragerea omului într-o lume artificială virtuală este de fapt o plonjare într-o înstrăinare liniștită cu intenții bune de parte de Dumnezeu. Retragerea omului înapoi spre lucrurile, când zice textul se văd în om, când tu te regăsești în societate, în umanitate, prin relații, prin vizitare, prin comunitate, da? Prin dialog, da? Prin atingere, nu? Când faci toată treaba aceasta prin misiune, prin slujire, tu de fapt descoperi o parte din frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Când intri în natură și începi să vezi frumusețea unui copac, a unei păsări care zboară printre copaci, a apei liniștite, a soarelui care e pe cer, când te uiți cu băgare de seamă, din nou descoperi o mână în spate, un arhitect, un creator care a făcut tot mediul acesta posibil pentru ființa umană. Nu poți să spui, pentru că tu te-ai refugiat într-o lume făcută de tine, că Dumnezeu nu ți s-a descoperit. Metaversul. Exact. Nu te-ai uitat cu băgare de seamă unde trebuie. Și pentru că nu te-ai uitat unde trebuie, mai ușor să strici, nu există. Asta este, să zic, cheia cu care apasă Apostolul Pavel în Roman capitolul 1. Și el prezintă două motive și cu asta o să mă opresc pentru că... Mai avem o jumătate de oră. Da. Zice așa textul aici. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte. Inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Și, unu, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Și doi, versetul 25, au schimbat în minciună adevărul. Sunt două lucruri pe care le descrie Apostolul Pavel în Romani 1, care catalizează întreaga societate spre înstrăinare de Dumnezeu. Reducerea lui Dumnezeu la concept de materie. Și dacă mi se permite o omiletică un pic forțată, ea reprezintă în substrat ceea ce vreau să zic. Când dai credit științei care studiază materia, să ocupe un spațiu pe care trebuie să-l ocupe Dumnezeu, atunci când te refugiezi doar în explicația științifică și excluzi pe Dumnezeu, tu practic transformi pe Dumnezeu într-o materie. Și asta e prima greșeală. Și a doua greșeală pe care îi spune Apostolul Pavel aici, să iei adevărul lui Dumnezeu și să-l transform într-o minciună. Sunt cele două mari ecuații cu care societatea de astăzi se calibrează ca să se lupte împotriva lui Dumnezeu. Luptă împotriva lui Dumnezeu, practic. Întoarce spatele lui Dumnezeu. Se străinează de Dumnezeu. Da? Unu, pentru că nu se uită cu băgare de seamă la ceea ce a făcut Dumnezeu. Pierd din vedere
supranaturalul, puterea divină, misterul, lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu e doar materia pe care o văd, lucrurile care le văd, ceea ce simt. Și doi, când există adevăruri mari despre Dumnezeu, cum este și Scriptura revelată, transformă minciuna. Nu este cartea astăzi, cum este Biblia, redusă la nivel de istorie ebraică sau cultură tradițională ebraică. Mulți spun că aici vorbim de o istorie tradițională culturală ebraică. Dumnezeu redus la minciună. Doru, care sunt mijloacele, n-aș vrea să le punctez eu, îți ofer libertatea asta, adică n-aș vrea să te oblig printr-o întrebare să abordăm un punct sau altul, ci mai degrabă sunt curios și interesat să aflu cum înțelegi tu lucrurile. Ce anume din noi ne atrage spre Dumnezeu? Cu ce anume din noi lucrează Dumnezeu? Ce anume din noi ne face sensibili față de Dumnezeu și harul Lui? Sunt mai multe lucruri care ne conectează cu Dumnezeu și nu ne lasă să trăim într-o zonă, mă refer la noi care avem contact cu elementul biblic. Da. Sunt mulți înstrăinați, din păcate, și cu durere o spunem lucrul acesta, oameni care l-au închis pe Dumnezeu fie în cărți, adică tipărit acolo, fie l-au închis în zidurile unor clădiri și l-au abandonat acolo. Dar în momentul în care iei mesajul lui Dumnezeu pentru viața ta, atunci cu siguranță vei descoperi și metodele cu care Dumnezeu se apropie de ființa umană. Un lucru care este recunoscut de foarte mulți este capacitatea fantastică de relaționare, de fraternitate a ființei umane. Adică? Ce înseamnă asta? Omul nu trăiește izolat ca o piatră aruncată sau părăsită în colț de stradă, ci omul face parte dintr-un angrenaj. Lucrul acesta este foarte bine descoperit în textul biblic. Și acum, pentru că suntem pe text și lăsăm Biblia să vorbească inimii noastre, Dumnezeu creează omul, pe Adam. El zice la un moment dat așa, în Geneza, nu mai caut, nu este bine ca omul să fie singur. Dumnezeu constată după ce Adam este gata făcut. Zice, nu este bine ca omul să fie singur. Acum, suntem noi doi în emisiune, dar prin întrebarea mea întreb și pe cei care ne privesc sau ne ascultă. Era Adam singur în grădina Edenului? Nu. Mai era cineva cu el. Era Dumnezeu. Eram înainte de căderea în păcat. Dar Dumnezeu spune, nu e bine ca omul să fie singur. Și face lucrarea a doua și o aduce pe Eva, după minunea pe care o face Dumnezeu. Dincolo de toate aspectele interpretative, prin această lucrare, Dumnezeu îi arată că dimensiunea vieții omului pe pământ este o dimensiune socială. Noi tânjim după cineva. Dacă pui un om singuratic, de unul singur, vei vedea că se distruge. A fost un caz cu doi bebeluși care erau bolnăviori. Nici cum nu se puteau vindeca. Doi gemeni care s-au născut. Și de ce? S-au născut prematur, unul pus într-un incubator, altul pus în altul. Ca să fie ajutați. Și cu fiecare zi care trecea, au constatat că bebelușii, în loc să progreseze în sănătate, de fapt, sănătatea lor regresa. N-aveau voie să-i unească, dar o asistentă, nu știu de unde, într-o zi se hotărăște să-i pună împreună. Din momentul în care copilul pune mâna pe frățiorul lui, din momentul respectiv, copiii își revin. Atingerea. Este o parte din ceea ce creează Dumnezeu în viața umană. Este noi, spune textul acesta. Bun, și Dumnezeu cum lucrează prin intermediul relațiilor sociale? Aici aș complica, nu de dragul dialogului nostru, aș complica lucrurile, ci lucrurile se complică pentru că ele sunt de așa natură, complicate. Eu prezint perspectiva, eu așa o înțeleg din perspectiva Scripturii, când Dumnezeu spune că ni se descoperă în noi. Ia gândește-te, Dumnezeu e dragoste, spune textul Scripturii.
Iar dragostea lui Dumnezeu nu se oprește din creiere. Ea întotdeauna se dăruiește. Îl creează pe om. Când îl creează pe om, îi creează nivelul social ca dragostea aceasta a lui Dumnezeu dată omului. Iubirea. Deci Dumnezeu lucrează prin componenta socială, exact, a ființei umane. Exact. Bun, dar, Doru, o întrebare. Cum anume lucrează Dumnezeu prin această caracteristică, prin această componentă, prin acest factor important? Cum lucrează? Pentru că și aici întâlnim unele probleme. Oamenii sunt mai degrabă, cunosc și cunoaștem oameni morali, oameni extrem de sociali, dar sunt oameni care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Adică raportul ăsta de echilibru între o relație cu divinitatea și o relație bună pe plan, pe palierul ăsta social, interuman, se pare că nu mai există. Adică apreciem componenta socială, interumană, însă aruncăm la mare depărtare de noi componenta asta spirituală, componenta divinității. În condițiile astea în care omul prețuiește relația socială, relația cu celălalt, în ce măsură Dumnezeu mai lucrează cu el din moment ce el nu este preocupat de Dumnezeu? E adevărat. Sublinez foarte bine ecuația dezastroasă în care am ajuns ca oameni în societatea prezentă, dar ceea ce am spus este analizat și în același timp subliniat într-o carte scrisă de Don Richardson, Veșnicia din inimile lor. Omul s-a dus să caute... Cred că are 15 ani, cartea respectivă. E mult mai veche decât 15. Mult mai veche. Am citit-o de mult, când eram la începuturile pastorației. Nu am mai văzut cartea astăzi. Eu am avut-o, cred că mai am undeva prin biblioteca acasă. Știu că am citit-o și am rămas surprins. Cred că 12 triburi a reușit Richardson să le viziteze, izolate pe pământul acesta, pe globul acesta. Și constatarea lui este surprinzătoare, că indiferent de modul în care se manifestă tribul, indiferent de atitudinea pe care o au sau obiceiurile pe care le dezvoltă, tradițiile pe care le au, fiecare trib care n-a avut acces la Biblie, n-a avut acces la lucrurile spirituale, da? Cum le înțelegem noi, fiecare trib are noțiunea de divinitate. Iar această noțiune de divinitate se transferă în tribul lor, în tradiția lor, în raportul cu aproapele său, cu cel din casa lui și cu cei care fac parte din familia tribului său. Deci noțiunea de divinitate există. Există și se transferă la nivelul acestei relații. Și lupta împotriva divinității, dacă să vorbim de omul modern, e tot o dovadă că el există. Da, și că e în interiorul omului. Asta sublinează Richardson. Zice, divinitatea nu poate fi alungată din mintea omului. Asta este ideea. N-ai cum să o alungi, dar ea se manifestă și la nivelul relațiilor cu cei care ești apropiat. Sister, în cartea lui La fântâna sau izvorul vieții, când vorbește despre spiritualitatea umană, că acum să venim la spiritualitate, el vorbește despre frumusețea oamenilor care în dragoste pentru aproapele sunt capabili să jertfească viața. Cineva din Occident se duce până în Orient și e dispus să moară acolo pentru cel pentru care el lucrează. El întreabă de unde vine această capacitate incredibilă a omului de a jertfi, aș pune viața ca sacrificiu. Când este neînțeles de nimeni, într-o cultură diferită, de unde vine această capacitate excepțională? Și nu e unul, sunt foarte mulți care au făcut treaba asta. Tot din componenta asta, cunoașterii divinității, care lucrează prin raportul de dragoste față de cel de lângă tine. Dar cum sunt atras eu, ca om, poate secular, preocupat de relații? Cum sunt atras spre el? E greu să o definești în modul, să zic, pașilor, 1, 2, 3, așa. Nu, dar nu pași, ca idee sau ca modalitate. Cum poate un om preocupat de relațiile interumane, care trăiește într-un cadru social, pentru el
valoarea principală este dată de modul în care relaționează, cum poate fi atras el, condus spre divinitate? Dincolo de relația care există și pe care tu ai amintit-o, relația dintre cele două componente. E foarte simplu. În momentul în care tu cauți plinătatea acestei dragoste, împlinirea ei sacrificială, în momentul în care ești dispus să investești în ea pentru omul care este lângă tine, da? Este clar că îți pui întrebarea și până la urmă singur o definești: de ce fac treaba asta, motivul pentru care fac treaba. Este clar că o fac pentru că îmi lipsește ceva din ea. Ea nu vine de la mine, mă refer la iubire. Deci nu vine nevoia de la socială. Mine. E o nevoie care apare în ființa umană, pentru că noi suntem creați, am repetat, din Eden pe componenta socială. E ceva ce ne-a lipsit și Dumnezeu a considerat că trebuie să ne dezvoltăm, să ne împlinim în această componentă socială. Și în momentul în care tu o cauți, o vrei să o trăiești, pentru că dragostea pe care noi o manifestăm prin strângere de mână, care e convențională, sau printr-o dăruire simplă, doar de dragul că există o sărbătoare și fac și o dăruire, da? Care este de dragul unei tradiții sau așa mai departe. Omul tânjește până la urmă de acea dragoste, după acea dragoste, după acea împlinire, care satisface din interior, nu într-un raport cu ceea ce este în exterior sau într-un cadru cultural în care trăiește. Căutând treaba aceasta, este inevitabil să nu te întrebi de unde vine. În sensul acesta am subliniat-o, dar ca trepte nu ai cum să spui treapta 1, treapta 2, cel puțin ca om n-ai cum să o subliniezi. Ce mi s-a părut extraordinar, îți dau așa un exemplu, evrei ultraortodoxi, o ramură a iudaismului care s-a format în secolul XIX, e foarte interesant, trăiesc un stil de viață dezordonat. Vitamina D, de exemplu, pentru ei de fiecare dată la ei lipsește. Îmbrăcămintea este modestă. După toate, citesc, dintr-o carte, după toate statisticile, comunitatea nu are un stil de viață sănătos. Bun. Nici situația financiară nu este strălucită în dreptul lor. Citesc de aici: majoritatea bărbaților aleg să studieze Tora în loc să muncească și 63% dintre femei au un loc de muncă și ele sunt cele care asigură venituri familiei. Și continuă aici, tot ele lucrează și tot ele sunt cele care aduc un anumit venit în casă. Venitul lunar mediu al unui evreu ultraortodox, 3500 de șekeli, este jumătate din venitul care revine unui evreu din afara grupului. Da? În mod fascinant, evreii ultraortodoxi par să iasă dintr-un tipar, și anume, nivelul de exerciții fizice este inexistent, statutul socioeconomic precar, regimul alimentar de asemenea, însă speranța de viață a lor este peste medie. Și studii, sunt o grămadă de studii aici, studiile ajung la o concluzie. Știi care? Faptul că ei trăiesc în comunitate, în care se ajută, în care dăruirea e reciprocă, trăiesc și au simțământul că aparțin unui grup. Bineînțeles, prin selecția asta, nu vreau să subliniez aici că nu ar conta deloc ceea ce mănânci, ceea ce consumi, nu trebuie să stai acasă să citești toată ziua din Scriptură, nu la asta mă refer, ci mă refer la ideea că omul, trăind componenta asta socială și bucurându-se de ea, omul este împlinit, speranța lui de viață se prelungește, dar este și o ocazie în care, spui tu, Dumnezeu poate lucra. Inevitabil, de unde există capacitatea, repet, de a te dărui complet celui care este lângă tine, de a crea o prietenie care să sudeze relația pentru un sacrificiu sau o jertfă. Evident că îți pui întrebarea de unde vine toată treaba asta, de unde e principiul acesta. Da? Uită-te, de exemplu, la modul în care este analizată situația ateilor în Africa. Am citit-o într-o carte.
În disperarea lor, unul dintre ei care este din Malawi, am citit într-o carte a lui Ravi Zacharias, se întoarce în Europa și cu disperare prezintă un manifest și spune: creștinilor, mergeți în Europa. Doar voi puteți să vorbiți despre iubirea lui Hristos, pentru că noi orice am face, vom reduce Africa la macetă, ciocolată, bocanci și cruce. Dar numai voi puteți să aduceți crucea lui Hristos aproape de oameni. Și întrebarea pe care o punea Ravi așa, cumva, cum să zic, cu substrat, de ce ateismul nu poate să răspundă problematicii din Africa? Pentru că numai creștinii au descoperit componenta dragostei lui Dumnezeu în profunzimea ei și sunt capabili să meargă acolo, să sacrifice chiar viața pentru oamenii aceia. Uh-huh. Iar acest element este edificator, determină foarte multe triburi să se întoarcă. Că vorbim de culturi, că vorbim de capacitatea unui creștin de a explica Evanghelia apropiindu-se de cadrul în care o vorbe. E cu totul altceva. Dar esența, nu? Coloana vertebrală a mișcării acestor oameni înspre oameni pleacă de la profunzimea acestei relații de dragoste. Doar am selectat cele câteva idei din cartea Secolul Singurătății, o pledoarie pentru relațiile interumane, cartea de care spuneam înainte de a intra noi în emisiune, autor Norena Hertz. Cartea este bestseller internațional. Bun. Doru, componenta socială. Prin ce altă componentă a ființei umane mai poate lucra Dumnezeu? Noi aveam în minte, acum așa ca o curiozitate pentru cei care ne urmăresc, noi aveam în minte să discutăm de vreo 5 factori. Păi le discutăm. Cu cât mă uit spre timp, mai avem 12 minute, 11 minute. Asta e clar pentru noi că nu vom trece prin cei 5, tocmai de aceea am și zis care sunt cei pe care tu îi vezi reprezentativi, importanți, pentru că pe caracteristicile respective vom merge. Apropo, legat de treaba asta, noi suntem foarte curioși să vedem cum se declanșează trăgaciul acela de a descoperi pe Dumnezeu prin ceva, da? Deși am trecut și eu peste două capitole din cartea respectivă. E o altă carte decât cea pe care eu am anunțat-o. Emisiunea noastră are la bază... Sunt două, să înțeleg. Să nu îi băgăm în ceață pe telespectatorii și ascultătorii noștri. Cartea de la care noi am plecat emisiunea este o carte în limba engleză în care se vorbește despre mijloacele în care oamenii de astăzi pot fi atrași spre Hristos fără ca ei să știe. Asta este ideea și la această carte te referi tu. Te rog. Da. Păi, toată pledoaria pe care am făcut-o vis-a-vis de elementul sacrificial al dragostei, al relației pe care o dezvolt, faptul că nu ești unul singur pe pământ, ci trăiești în societate, este un concept pe care îl găsești în Scriptură. E încă din creație lucrul acesta. Iar al doilea pe care aș vrea să-l definesc legat de asta este faptul că omul este cumva legat sau... apropiată de normă, de regulă. El caută un standard. În toate. Da. Nu acceptă orice. Da? Hai să luăm, sunt între tineri. Lucrez cu tinerii. Da? De atâtea ori le-am spus, mai ales la băieți, că băieții sunt cei mai năzdrăvani. Da? Sunt frumoși, au capacități, isteți, dar au ei năzdrăvânia lor la vârsta adolescenței. Băieți, când voi vă aventurați într-o relație, inclusiv cu colegii voștri, o dezvoltați pe bază de interes. Da? Ceva ce vă atrage, ceva ce vă creează un profit, voi mergeți înainte. Curios este că în timp ce vă consumați în astfel de relații, când vă apropiați de o anumită maturitate și vreți să dezvoltați o relație de prietenie, mă chemați deoparte, fiind capelan la liceu, și îmi spun ei așa, îmi zic, cape, știi cumva o fată cu minte? Opa! Deci când dezvolți relații, nu contează prea mult lucrurile legate de standarde, dar când te maturizezi și vrei o relație care să se raporteze spre propria persoană, unde vei investi tu totul,
deja cauți niște standarde. Când zici cuvântul cu minte, deja accepți o normă. Uh-huh. Accepți un standard. Da? Când vrei să-ți cumperi o simplă înghețată, te uiți la gust. Și vrei ca acel gust să aibă o anumită calitate. Când pronunți cuvântul calitate, deja aștepți o anumită normă. Da? Diferă gusturile. Poate să fie cu aromă de mure, poate să fie cu aromă de căpșuni și așa mai departe. Da? Fiecare cu gustul lui, dar acel gust trebuie să împlinească o calitate. Adică o minimă regulă. Mă aștept când dezvolt, de exemplu, cu vecinul meu, prietenia și terenul e lângă noi, sau împart curtea cu el, da? Aștept totuși să există o normă a proprietății și fac apel la ea. Deci ideea este că în toate domeniile omul se raportează la regulă sau la standard. Asta e ideea. Și același lucru este valabil inclusiv în domeniul moral, în domeniul care țintește partea superioară care te leagă deja de lumea nevăzută, lumea lui Dumnezeu. Omului nu-i place să trăiască fără normă sau fără regulă. Chiar dacă strigă libertate. Chiar când strigă libertate, în libertate, tu ar trebui să respecti normele ca eu să pot să trăiesc liber. În substrat asta zice. Da? Iar căutând din perspectiva Scripturii, ne dăm seama că, de fapt, Dumnezeu a mers pe aceeași linie. Da? Dragostea lui Dumnezeu a căpătat 10 forme aici pe pământ în expresia celor 10 porunci. 10 porunci sunt iubire, dar sunt extensia lor sub forma pe care noi o înțelegem. Și le aplicăm. Când vorbim despre bunătate, nu orice lucru care faci la aproapele tău e bunătate. Dau un exemplu, citisem într-o carte. Chipe și apar în fața unei fetițe de 12-13 ani și dai o floare. E clar că mama vrea să știe dacă ești pedofil sau nu, nu? Ca să înțelegi că degeaba îi dai o floare, trebuie să existe un standard al caracterului ca să faci treaba aceasta. Altcumva, ce fel de bunătate este respectivă? Deci facem apel inclusiv în perimetrul moral la standardele respective. Omul nu poate trăi fără ele. Inclusiv la viață. Și putem să discutăm, dacă vrem, despre toate domeniile vieții. Omul este în căutarea regulii. Atunci când el caută regula, de fapt el recunoaște existența cuiva care este nu al lui, nici al tău, nici al meu, ci exterior nouă și este absolut unei norme. Când vorbim de normele morale. Și fără normele lui, noi nu putem funcționa. Funcționăm după gusturile noastre. Dar asta înseamnă anarhie. Exact. Intră exact în opusul. Regula definește ordinea și respectul și în același timp reciprocitatea, relația de dragoste despre care vorbim noi. Că acea dragoste, dacă nu este sub umbrela normei, ea poate să fie distrugătoare. Deci, normele sau standardele, da. Latura, direcția socială, despre ce am mai putea vorbi? De exemplu, despre destin. Destinul sau căutarea viitorului, răspunsului. Și asta este la îndemâna oricui. De ce astăzi foarte multe televiziuni prezintă cititori, căutători, nu? Vrăjitori care arată viitor. Pentru că omul, în ce domeniu ar fi el, vrea un răspuns la ceea ce va fi după ce el își încheie destinul aici pe pământ. El este în căutarea unei speranțe dincolo de ceea ce înseamnă viața terestră pe care o are el aici pe pământ. Ori acest gând nu vine din orice parte. Gândul acesta al supraviețuirii sau gândul veșniciei este gândul lui Dumnezeu lăsat în om. Doar că e pervertit. El a fost într-adevăr măzgălit. Am luat foaia albă a lui Dumnezeu curată din grădina Edenului și am spus, Doamne, lasă-ne că vom picta noi. Și am început să pictăm, acum am vorbit metaforic, dar vreau să vorbesc pe sensul biblic. Dumnezeu dă omului natura ca primă casă, apropiindu-l de frumusețea relației cu Dumnezeu. Și când treci de Geneza capitolul 3 și intri în Geneza 4-5, vei vedea că primul lucru pe care îl face omul odată ieșit din grădina Edenului este să construiască o cetate. S-a apucat și a construit cetăți. Această construcție a cetății arată faptul că omul este în căutarea propriei siguranțe. Stabilitate. Stabilitatea. Fără Dumnezeu. Cetatea este simbolul
independenței, al ruperii, dar în același timp este și un simbol al faptului că el nu poate trăi decât într-un anumit mod. Iar tot ce găsim în afara grădinii Eden, noi găsim de fapt o parodie. Exact. O copiere proastă a Edenului. N-am terminat ideea, pentru că el iese în cetate, dar nu ia în calcul la momentul respectiv faptul că, vom vedea asta în Geneza în ultimul capitol, omul își sfârșește viața în cetate în sicriu. Iar bătălia s-o sesizează Dumnezeu la ieșirea din cetate, pentru că el prezintă blestemul, țărână ești în țărână, te vei întoarce, și vine cu soluția. Soluția este vrășmășia care apare între Hristos și Satana, rezolvată prin cruce de Domnul Iisus Hristos, ca o speranță pentru om. Este soluția divinității la întrebările pe care le caută omul de când se luptă pentru supraviețuire. Ne uităm la cei bolnavi. Ce fac bolnavii când își vând totul? Sănătatea. Dar în spatele sănătății este dorința de a trăi. Este dorința de viață. Această căutare continuă după viață ne arată că în spate noi am fost înzestrați cu acest gând și acest gând este al lui Dumnezeu. Vrem un răspuns, vrem o speranță. Căutarea speranței vine de la Dumnezeu. Norme, standarde, adică relații sociale, și am vorbit noi de acest ultim aspect, și anume destinul, încotro mă drept, ce urmează. Nu mai avem timp pentru celelalte două, doar dacă tu vrei să le amintești, nu, mai avem două minute și aș fi vrut, le poți aminti, nu intrăm în multe idei. Lăsăm pe telespectatori cu cele care le-am discutat. Da. Poate vom avea o altă ocazie ca să le rediscutăm mai adânc pe celelalte două. Doru, hai să legăm toată discuția noastră, să o așezăm sub forma unor idei principale, să avem o concluzie. Apostolul, cred că Pavel, sintetizează atât de frumos: dragostea lui Hristos ne constrânge. În momentul în care iubirea se manifestă și devine parte a ființei umane, iar ea este dăruită, în momentul respectiv, practic accesezi frumusețea divinității. Este în noi o parte din ceea ce este Dumnezeu. În momentul în care cauți să vezi standardul existenței tale, să vezi norma la care trebuie să te ridici, plinătatea desăvârșirii, cum spune textul Scripturii, și mai spune acolo textul, voi fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Când cauți acest standard, nu faci altceva decât să recunoști că vrei ceva mai mult decât o opinie personală, vrei ceva mai mult decât o dezbatere de idei, vrei ceva stabil, și această stabilitate care îți creează regula, norma viețuirii, este tot în Dumnezeu. Iar atunci când te confrunți cu răspunsuri la viață, care trec dincolo de situația morții, este clar că acest gând nu aparține cimitirului, nu aparține ființei umane aici pe pământ unde a apărut moartea, ci vine de undeva unde apare sursa vieții. Iar în textul din 1 Ioan se spune, viața ne-a fost arătată, viața care era înainte la Tatăl, ea a venit pe pământ în Hristos. Iar prin acest Hristos, orice om păcătos, oricât de înstrăinat ar fi el, după Roman capitolul 1, are șansa să dea totul deoparte și să nu înnăbușe dorința lui Dumnezeu, dacă el se va uita cu atenție, să prindă drumul spre veșnicie, drumul spre o viață veșnică. Doru, mă bucur pentru dialogul ăsta, pentru dezbaterea noastră. Sper să valorificăm și sper să înțelegem mult mai bine modul în care Dumnezeu își face loc în viața noastră, dar în același timp îmi doresc să înțelegem mult mai bine cum noi putem fi mai deschiși față de El. Îți doresc mult bine, cu B mare. Mulțumesc, același bine de sus, de la exact, Domnul, pentru toți. Și să fie multă binecuvântare în activitatea ta. Mulțumesc la fel, pentru toți. Dragi prieteni,
binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână și peste dumneavoastră, să vă însoțească. De-abia aștept să ne revedem tot aici, la Adevărul și Perspective. Toate cele bune!